Reușita acestei conferințe este pentru mine o garanție că toate instituțiile publice și din mediul privat, reunite astăzi, pot fi un model de responsabilitate față de pacient și un garant al protecției sănătății cetățean. Mulțumesc comisiilor de specialitate, indiferent dacă sunt ale Ministerului sau ale Casei, pentru că ele sunt cele care ne arată partea științifică a lucrurilor sau partea medicală. Sunt onorată să particip la această întâlnire cu atât de mulți specialiști în domeniul oncologiei. Așa cum a spus și domnul președinte, programul de oncologie este o prioritate a Casei Naționale. Mă bucură că și domnul președinte și doctorița Costan au încercat să răspundă legat de stadiul în care se află Casa Națională de Asigurări, pentru că ea e cea care trebuie să răspundă acestei provocări. Un rol foarte important în cadrul imunității l-au celulele prezentatoare de antigen și aici celulele dendritice reprezintă de departe cele mai importante celulele prezentatoare de antigen profesionale. E vorba de o medicină de precizie care încearcă să definească subclase, să spunem, subclase de pacienți care au anumite caracteristici comune pe baza cărora ei vor răspunde mai bine la o anumită terapie și să putem astfel personaliza cât mai bine tratamentul. Tendința radioterapiei este de la acoperi zonele esențiale la de cât mai puțin posibil. Aparatul nostru poate face atât tomohelical și cât câmpuri directe, tomodirect. Cancerul de ovar este o boală rară, cel puțin așa o definește o directivă a Uniunii Europene adoptată acum 2 ani de zile. Rară, dar cu toate acestea se află pe locul 5 ca și cauză de deces prin cancer la femei. De ce vrem să introducem un test nou pentru subtipizare? Pentru că imunohistochimia, după cum știm, este o tehnică limitată. În cancerul de sân, capecitabina poate fi asociată atât chimioterapicelor anterior cunoscute, respectiv taxani, atât cu docetaxelul, cât și cu agenții biologici mai nou folosiți. Reamintesc pe scurt istoria Oncotype DX-ului. Este o selecție statistică dintr-un panel mare de 250 de gene, dintre care sunt 16 așa zise gene driver. Ce mai e fascinant în acest tip de metode este că electroporația exact asta face, creează niște pori în membrana celulară, în urma cărora, evident, ne mai există în funcția de membrană, celulele mor. În nivelul anului 2013, cam jumătate din cazuri beneficiau de o terapie personalizată, adică se alegea tratamentul chimioterapie sau terapie moleculară în funcție de aceste detalii. Doresc să vă prezint un echipament pentru hipertermie intraperitoneală, ce conferă un nou standard în tratamentul cancerelor de la nivelul cavității peritoneale. Astăzi toată ziua am discutat despre cât de optimiști trebuie să fim în era imunoterapiei. Eu vreau să vă demonstrez că și noi, radioterapeuții, vom contribui la acest optimism. Resursele și modalitățile de tratament sunt problema comunității, sunt problema noastră tuturor. Poate într-o bună zi vom reuși să le producem la nivelul la care se produc în alte țări.